nu-ți imaginai tu, cred, acum 20 de ani că Metallica va cânta la un moment dat în România și va fi sold out? În cap nu putea să-ți așa. a de câteva ori, fără sold out, recunosc, însă este Metallica, virgulă, ca și multe alte formații uh, care au devenit legendă, au alte, să zicem, au alte cariatide de atracție. Din motivele pentru care Metallica și Megadeth sunt top, uh, și, și tu la fel, măi, tranzițiile sunt foarte șmechere. Tranzițiile din, dintre un rit și altul. Ah, da, de acord, și, de și acord. vin cu un firez. Eu asta numesc flow. Când uh, okay. tu ce numești tu tranziție, eu numesc să curgă, știi? Să, să curgă da, da, natural, da, exact, exact, să exact, se pare natural. Exact, chiar, chiar dacă o vezi venind sau nu o vezi venind, dar să-ți se pare că e de acolo. Antrax nu mi se pare că a reușit atât de bine cum a, cum a reușit Metallica. E, face parte de... din The Big Four, totuși, mi se pare o realizare. E, dar eu, eu, sunt de acord cu tine că nici pe mine nu m-a prins atât de tare Antrax Dar revenind la întrebarea ta, de fapt, de ce Metallica a devenit o atracție așa de mare, tocmai Metallica? Păi, cred că construcția acestei formații este un mare semn de întrebare construcția popularității. Deoarece lipsește melodismul mondial. Melodismul mondial este un melodism de tip latin. stai să că dacă n-aveau succesul ăsta numele, însuși numele de Metallica e puțin caragios. <laughs> Era prima oară când am auzit de formația Metallica, am auzit în contextul în care am confundat cu magazinele de chei metalocaznica. Care era cu un singur da. Da, 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 da. Filmul pe care l-au făcut Metallica, nu o Kind of Master, ăsta Asta, asta cu povestea. Ăsta cu băiatul cu valiza. Da, cu, cu bă, cu e foarte apocaliptic și mișto, dar oare ce era acolo? E aceeași poveste ca cu valiza din Pulp Fiction, în care se zvonea că e sufletul lui negru la... Am uitat numele, îmi scapă okay. numele. Filmul ăla a avut un buget de 20 de milioane. Alu Metallica. Da, și Știu. nu și-a nu și scos banii. Păi... Adică nu, nu s-au scos banii de pe el. Sincer, cred că toată da. lumea s-a bucurat mai mult de cântare decât de filmul în sine, că filmul e o o metaforă, așa, poate să fie orice. Să știi orice. că m-am uitat m-am uitat la el de două ori și într-o primă fază mi s-a părut o prosteală bine filmată, bineînțeles. Foarte bine și filmată. Da. În a doua fază nu mi s-a mai părut o prosteală, cred că am fost mult mai atent. O omul ăla trăiește poveștile din piesă, cumva. Da, e Ei, foarte adevărat. Am, am, am sesizat paralela. pe e mult mai care visceral o... din punctul ăsta de vedere. Bine și trebuie să-l și vezi pe ceva ca lumea și să-l și să zic auzi când... într-un fel și atunci îl încasezi altfel. Eu știi? cred că oamenii care comentează foarte mult și foarte acid vis-a-vis -vis de anumite release piese, eu sunt, cred că sunt oameni care nu le consumă corect sau suficient sau le consumă într-un mod nesănătos. Și de acolo a plecat și piesa de Vei Pleca ale căre, a cărei alegere am făcut-o în urma unei seri din Balta Albă cu Minel Stoica și cu încă câțiva prieteni uh, în parc în care a venit cu video și cu televizorul Sport, în Parcul Titan, ne-am tras curent de la toalete și ne-am uitat la concertul din Hyde uh, uh, Park, uh, parcă. sau în orice caz, al White Snake, din Marea Britanie, acela cu, uh, uh, cum să spun eu, cu piesa de final We Wish Well. În care deci, el tu îmi spui, spui că Balta Albă are și ea legătură, da? da Zona da. Balta Albă are și ea legătură cu faptul că Metallica. Da, are au mare legătură, că pentru că okay. uh, audițiile uh, acelea, începutul. Form <laughs> să nu uităm că formația Iris venea la mine acasă, în Balta Albă, să ne înțelegem, acolo era toată faza. În PM, nu știu că da. Și, uh, în, în concluzie, ca să spun așa, când Metallica a cântat piesa de vechi pleca, eu n-am știut, eram într-un concert, au început să mă sune telefonele, plagiat. Asta era interesul mainstream-ului din media. Domnul Godoroja, acum e cu plagiatul formației RIS? Eu am zis, ce plagiat fraților? Zic, pe metalică a cântat, a, ok, bun, am înțeles. Nu este plagiat, este sau white snake, dacă vă uitați pe album, scrie compozitor David Coverdale, text mai Godoroja, Cristi Minculescu și așa -o -o mai departe. Ei bine, alegerea formației, am aflat după aia de la producători, alegerea a fost făcută uh, după ce au auzit mai multe piese, uh, ascultând varianta cu Felicia Filip. Și au dat, cum să spun eu, în modul ăsta, au dat, o, o, dat premiul Grammy pentru români. Deci, la noi nu există premiul Grammy. Nu, e, la ce dracu există la noi, din punctul ăsta de vedere, într-o piață atât de mlăștinoasă. Dar acum, pentru mine, pentru Dorian Ciubuc de la Casa de Discu Zone Records, pentru formația RIS înseamnă că Metallica ne-a dat premiul Grammy. acest premiu, dacă noi făceam piesa asta în state, eram milionari. Ai fost și tu în, uh în echipa aia când s-a scos celebra piesă cu Iris, cover după White cu Felicia Filip, pe da. care Metallica au, au cântat la București. Fix de la același microfon, Godoroja spunea că a fost, pentru că noi nu avem așa ceva, a fost ca și cum Metallica a dat un Grammy unei interpretări românești. Da. da. Ție cum ți s-a părut? Pentru tine cum a fost momentul ăsta? Că ai fost și tu... E... Să știi bine, acum am o vârstă și mi se pare normal că sunt profesioniști și noi suntem profesioniști și putem oricând să cântăm pe scenă alături de metale. Asta este. Deci ca și în sport, ca în orice faci în țara asta, trebuie să ai valoarea ta E gândirea pozitivă. Și atunci când am m-am bucurat, dar să știi că nu m-am bucurat, cum să spune, dau pe afară, să urlu. Nu, pentru că am avut și eu atâtea bucurii. Cântat în, pardon, strică la Rolling Stones, la, la ACDC, am mai avut contact cu cei de la Parcă, la Consulatul Britanic, în București, am avut și eu contact cu artiștii. Noi, trupa Eris, sunte cu mine, și am mai avut și atunci, ne-am dat și noi, noi seama de valoare. ei mi-a plăcut că au cântat și în română ești? și că s-au gândit la, la piesa noastră, la Iris. Știi că Metallica au făcut asta ok, dar e spune. un gest frumos pe care ei îl fac în fiecare țară. Și noi am făcut, la rândul nostru, cântăm. În persen, am văzut-o, am văzut-o.